Oracol de VIP cu Ioana Goia. Nume și prenume? Cătălin Ionescu Arbore. Profesie? Scenograf. Vârsta? 53 de ani. Pasiuni? În primul rând opera. Film. Aveți o destinație de vis? Tot ceea ce înseamnă teritoriul grecesc este o destinație superbă. În general, ador locurile exotice care sunt pe marginea unei ape, Hawaii, Caraibe. Om nista taliman, talimi banana. Ce muzică ascultați? Operă în marea majoritate. Nu vreau să fac topuri și m-am ferit să fac topuri, dar Pavarotti. Callas, bineînțeles, care este uimitoare. Foarte mult iubesc musicalul. Ador Vangelis. Îl consider un compozitor operistic. Chiar dacă el a făcut LP-uri disparate, fiecare album în parte este o poveste. Care este cel mai frumos proiect realizat? De fiecare dată, ultimul copil e cel mai deștept și cel mai frumos. Cred eu că două spectacole îmi vor rămâne foarte dragi și foarte apropiate. Unul e Mefistofele, pe care l-am făcut inițial la Opera Română Națională din Iași, în 2000. Son lo spirito che nega sempre tu. Un al doilea spectacol este Lucia di Lammermoor, pe care am făcut-o la Timișoara în 99. Dacă n-ați fi fost scenograf, ce meserie credeți că ați fi avut? Eu mi-am dorit foarte tare să fiu actor. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Și actor mi-am dorit să fiu pentru că n-am putut să fiu cântăreț. Și cântăreț mi-am dorit să fiu pentru că de fapt n-am putut să fiu pianist. Iar pianist încercam să devin pentru că nu am reușit să definitivez demersurile mele în a aborda baletul. Toate astea la un loc, în ultima instanță, tot către scenă mă aduc. Bucuria mea este că am putut să le fac pe toate și că am experimentat din toate câte ceva. Aveți un compozitor favorit? Nici în zona compozitorilor n-am făcut topuri, dar, bineînțeles, compozitorii de operă mă fascinează. Fără să exclud repertoriul simfonic, dar poate că din lipsa exemplificării vizuale mă lipesc mai puțin de ei. Verdi îl consider un Shakespeare al literaturii de operă. Puccini este un compozitor care totdeauna mă impresionează și îmi stoarce lacrimi. Nu pot să nu-l ador pe Mozart, care este ca un înălbitor de suflet și de simțire.
Richard Strauss și Wagner iarăși sunt două forțe. De asta m-am legat de operă și îmi place opera, pentru că îmi dă posibilitatea să merg pe anvergură mare, pe forță. Aveți un actor favorit sau actriță? Barbara Streisand îmi place la nebunie. Îmi place Meryl Streep. Slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute. Jack Nicholson, care în vrăjitoare din Eastwich m-a nebunit. So what do you think? Women, a mistake? Sean Connery e un actor care îmi place. E mult, mult mai atractiv acum când e în vârstă decât când era tânăr, deși avea un șarm senzațional și ca James Bond, dar mai ales de când are dantură falsă și șuieră printre dinți toate cuvintele, chestia asta îi dă un farmec absolut deosebit. Rule number one, how do I know that you're not a cop? Rule number two, never trust the naked woman. Aveți niște filme preferate? Harry Potter îmi place la nebunie și în general îmi plac filmele care abordează zona pasmului și a fanteziei. Uneori stau să văd filme cu vampiri pentru că aduc fantasticul. Lord of the Rings iarăși mi-a plăcut. Cum v-ați descrie în mai puțin de 10 cuvinte? Păi nu vedeți că eu vorbesc cu sutele de cuvinte, nu cu zecile. Cum să mă descriu? Un om îngrozitor de antipatic pentru faptul că vrea prea mult și de la sine și de la cei din jur. Și atunci poate că devine incomod.